Situație fără precedent în comuna Ilovița din județul Mehedinți, acolo unde primarul s-a pus împotriva cetățenilor. Proiecte menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei nu au fost aprobate de către acesta, fapt ce a revoltat pe cetățeni. De această dată vorbim despre faptul că primarul nu dorește să le înscrie cetățenilor motocultoarele, aceștia fiind amendați de către poliție. Cetățenii din satul Ilovița, majoritatea au motocultoare pe care aceștia le folosesc în diversele activități agricole, însă primarul, ca de fiecare dată, s-a pus împotriva acestora, nedorind să le înscrie utilajele. Astfel, cetățenii care circulă cu motocultoarele pe drumurile publice riscă să fie amendați de către polițiști. Motocultoare pe care au vrut să le înscrie la primărie și cu care au vrut să meargă și să circule și ei către colibele care le au, terenurile agricole pe care le au. Și oamenii efectiv pentru acest lucru l-au și achiziționat, adică să meargă să deplaseze dinspre domiciliu către terenul agricol sau de la conac către domiciliu, să-și ducă sapă, motocoasă, un sac de cartofi, un sac de ceapă. Nu mai pot circula cu motocultoarele, sunt amendați. Li s-a spus că nu mai au voie să mai circule pe drumurile publice. Eu i-am susținut de la început că trebuie să fie lăsați, măcar să li se facă un traseu, un itinerar pe care trebuie să meargă acești oameni, pentru că de asta le-au achiziționat, nici vorbă. Cetățenii sunt extrem de supărați deoarece aceste motocultoare le făceau viața mai ușoară și le asigurau transportul de acasă către zona în care își țin animalele sau către o zonă agricolă. Din cauza faptului că mulți dintre cetățenii comunei sunt mai în vârstă, acest lucru era un mare beneficiu, ajutându-i să se deplaseze mai lejer. Avem și noi o problemă aici în sat cu multicultoarele. Cum până acum am mers cu ele până și acum... O lună, două. Da, până acum o lună, când s-a făcut în consiliu la primărie, s-a făcut cu consilierii noștri care am votat. A venit de la poliție, de la Orșova, a venit o urtie, precum trebuie să... Nu zicem să fie și înscrisă, domne, ne înscriem, nu contează, dar nu putem să ne deplasăm. Noi suntem o comună săracă, nu ai cu ce. De exemplu, omul ăsta n-are apă acasă. Nea Ion ăsta, n-are apă, să duce și el să ia apă cu el sau să ia cu nu ceva, cum să te duci când ai... Interesează să ne dea drumul, să circulăm, să ne facem treaba la da, da, domne, și... Facem agricultura. Plătim... Cum circulă și în alte părți, așa să ne dea voie o, și măcar o bandă, domne, să ne dea cum... Să ne dea drumul o bandă și da, să ne facă o bandă. La Severin, cum s-a făcut la Severin, le-a făcut pentru bicicliști o bandă. La Caransebru și-a făcut, am înțeles, le-a făcut o bandă pentru... Pentru motocultoare să circule. N-a putut să oprească pe oameni până nu le-a făcut varianta. Așa dorim să noi să ne facă. Consilierul local PSD Ilovița, Dănuț Șonc, îi susține pe cetățeni în demersul lor și dorește să-i ajute. Asta pentru că primarul nu vine în sprijinul acestora. Locuitorii din comuna Ilovița și-au pus toată încrederea în primarul pe care l-au ales să-i reprezinte, însă în practică situația este cu totul alta. Acesta pare să le pună mai mult bețe în roate decât să-i ajute. Primarul comunei Ilovița a inițiat un proiect de hotărâre în luna decembrie privind înscrierea acestor utilaje. Însă, din spusele cetățenilor, i-ar fi amenințat pe consilier să voteze în favoarea sa. Domnul primar a inițiat un proiect de hotărâre în luna decembrie privind înscrierea acestor utilaje, regulamentul de înscriere și dânsul, în loc să vină în favoarea omului și cetățeanului, a venit împotriva lor, prin care ni s-a spus și a încercat să-i convingă pe acei consilieri care au votat pentru acest regulament de neînscriere a lor, a încercat să-i convingă, de fapt amenințându-i că dacă nu vor vota acest regulament, vor fi pasibili de pușcărie în cazul unor evenimente neplăcute pe raza comunei Ilovița. Aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă cetățenii comunei Ilovița. O altă situație neplăcută pe care oamenii o subliniază este cea referitoare la copiii din satul Moisești, care, pentru că primarul nu a pus la dispoziție transportul copiilor până în Ilovița, aceștia sunt nevoiți să studieze în comuna Cireșu. Dacă în mod normal primarul unei unități administrativ-teritoriale este un om gospodar, un om al comunității care își dorește tot ceea ce este mai bun pentru locuitorii comunei pe care o reprezintă, nu este însă și cazul primarului comunei Ilovița, Ștefan Pătășanu, care s-a pus împotriva cetățenilor și a proiectelor menite să ducă la creșterea nivelului de trai al zonei, afirmând, după spusele cetățenilor, faptul că zona este la pierzanie și că din acest motiv nu se mai fac investiții.